Una dintre cele mai controversate povești legate de această pandemie este legată de partea financiară. Pentru că sunt foarte mulți oameni care cred că, de fapt, tot ceea ce guvernează această poveste este interesul financiar. Sunt niște băieți care au construit, au fabricat un virus, nu? Că există o astfel de perspectivă. Asta o spune Departamentul de Stat american, pe de altă parte. Pentru cei care nu cunosc acest lucru, e un raport oficial. În spatele poveștii s-ar afla o mulțime de interese financiare. E drept că veniturile companiilor farmaceutice au explodat în această perioadă. Și aici sunt... Ți-am spus în pauză. Sunt o mulțime... Nu, aici vine o poveste interesantă, pentru că mulți întrebau de ce s-ar umfla statisticile. Nu se umflă, este o... Pentru că... Spun cei care susțin teoria că totul e o poveste foarte bine ambalată pentru ca unii să câștige foarte mulți bani, decontările fac furor. Eu, de exemplu, am prezentat la un moment dat un document de la Spitalul din Câmpina pentru o pacientă care a stat, nu știu dacă l-avem, a stat vreo 9 zile în spital și tratamentul costase vreo 51.000 de lei și ceva. Am documentul, nu știu suma exactă, dar dacă, Robert, îl găsești, putem să-l afișăm. Vreau să mă întreb de ce costă atât de mult tratamentul COVID. Că dacă vorbim de pacient critic, și nu vorbim aici numai de SARS-CoV-2... Nu a fost un pacient critic. Da, a fost un pacient care... Era în perioada în care puteai să stai în spital la lung, fiind depistat pozitiv. Da, dar trebuie să gândim... Acum, sigur, nu avem punctual, dar pot să vă spun în felul următor. Pacienții care aveau, de exemplu, tratamente cu antibiotice, cu spectru larg și din anumite clase de antibiotice, să știți că acolo prețul pe zi era foarte mare. Sunt antibioticele care sunt folosite strict în spital și fiecare dintre acestea are un preț foarte mare. Inclusiv la nivelul spitalului, eu știu foarte clar cum este. Deci la noi pacienții care aveau tratamente antibiotice și lucrurile sunt absolut la un moment dat, erau scumpe medicamentele. Erau mai... Nu că erau, sunt scumpe și în momentul scumpe de față. Acum, da. Și tot ceea ce înseamnă acolo. Dar ce te faci cu cei care au luat paracetamol și care la fel au avut niște... Bine, acolo nu ar fi trebuit să... Nu putea din paracetamol să crească niciun caz. Dar dacă vorbim de antibiotice și de lucrurile... Depinde la ce vă referiți, că aici e o discuție generală. Dar punctual erau pacienți care aveau într-adevăr de contul foarte mare din cauze obiective. Trump a zis, nu? Era președintele în exercițiu al Statelor Unite, care spunea că e o întreagă bătălie pentru marile decontări din spitale, pentru fiecare caz de COVID. Dragul meu, este nou tip de implicare a oamenilor în războaie. Oamenii nu mai sunt de acord să facă. Deci este clar. Industria de armament și-a pierdut influența. Armamentul ușor va mai fi pe cazuri până când vom renunța la asta. E, de unde să mai faci banii? Din ce plasamente? Cu ce îi ții pe oameni tot timpul în frică și asta? Cu viața proprie, că de asta nu se mai duc în războaie. Când ai văzut, știi că la fel au interzis prin 1918, au interzis marihuana, pentru că nu mai lupta nici dracu. Nici nu ai cum să mai porți un război acum cu armament nuclear, este un risc uriaș. Exact, nu mai porți un război și atunci toată industria asta de armament și toți oamenii bogați care stau în... au găsit o altă cale prin care să implice individul la nivel global, că suntem și mulți acum, vreo 8 miliarde, și să scoată bani de pe el, să-l rupă. Pe lângă discuția cu chipuri și cu senzori de parcare, cu ce ar conține vaccinurile astea, chipuri. Auzi, e un adevăr în povestea lui Bill Gates. Bill Gates este principalul sponsor, după ce Statele Unite s-au retras, nu știu că s-au retras oficial, de pe lista țărilor membre ale Organizației Mondiale a Sănătății, a Organizației Mondiale a Sănătății. Asta este o realitate. Fundația Bill și Melinda Gates este principalul sponsor în afara țărilor cotizante și așa mai departe. 45% din veniturile sponsorilor de altă natură decât țările membre îi aparțin, vin de la el. El a zis așa, am văzut la un moment dat o declarație a lui într-un briefing, într-o conferință și așa mai departe, în care spunea că, într-un interviu de fapt, care spunea că a decis să intre în zona industriei farmaceutice pentru că profiturile erau de vreo 10 ori mai mari decât în orice alt business al lui. Și atunci, pe undeva, e clar că în spatele oricărei crize medicale se află niște băieți deștepți care încearcă să profite. Asta nu înseamnă că așa s-a întâmplat peste tot sau că nu există această poveste numită virusul COVID. E adevărat că puteam, totuși, printr-o abordare diferită, mai elastică, să avem o poveste mai suportabilă de către oameni, că, de fapt, pe unii dintre noi asta ne deranjează. Dragul meu, în mai anul trecut am publicat pe Facebook o poveste, se numea Marea Armată. O să am timp la un moment dat și brief ca să spun despre ce este vorba. În povestea asta am spus clar exact ce se întâmplă acum.
Dar exact, mot-a-mot, mare armată. Știu că s-am distribuit-o. Ce se întâmplă acum? Asta este. Dacă nu făceam toți împreună, altfel n-au pe unde să scoată cămașa pentru că au reacționat aiurea și au omorât economiile lumii. Domnul doctor Musta, pe de altă parte, și domnul doctor Marinescu știu, spun că există o afluență uriașă de cazuri și este, în acest moment și că spitalele sunt blocate aproape. Practic nu mai au spații pentru bolnavi severi. Povestea continuă. Din perspectiva medicilor din România, COVID-19 este o afecțiune foarte serioasă, gravă. Vreau să vă întreb totuși dacă sunteți optimiști, pentru că văd că sunt tot felul de anunțuri în afară că undeva din luna mai sau iunie povestea ar putea să se diminueze masiv. Pe lângă controversele pandemiei, ce credeți, domnul doctor Musta? După cazurile pe care le aveți în spital, e un semn că intrăm cumva într-o altfel de sinusoidă, ne ducem și noi spre zero? Nope. Pe moment nu, pentru că în ciuda statisticilor care arată că numărul de cazuri este mai mic la internă. Da, totuși, noi în Timișoara, din păcate, suntem fruncea și ocupăm, avem un loc fruntaș în ceea ce privește numărul de cazuri, dar spitalele sunt pline. Ne confruntăm, într-adevăr, cu o problemă poate la fel de stringentă ca în luna decembrie, noiembrie-decembrie, când tot așa numărul de cazuri erau foarte, foarte mari, dar erau și la nivel național. Dar îmi spuneți-mi, de ce gripe mai aveți? Adică mai vine vreun bolnav de gripă în spitale? Mai sunt, dar mult mai puțin ca determinări. Pe de o parte. Pe de altă parte, s-ar putea ca să se întâmple un fenomen asemănător cel din Australia. Așa. În care, datorită faptului că s-au respectat regulile de prevenție, cele trei reguli de aur, purtarea măștii, distanțarea socială și mănușile, numărul de cazuri de gripă într-un an de la 83.000 au scăzut la 680. Dar știți pentru că a scăzut și COVID-ul acolo, serios, la un moment dat nu mai aveau cazuri de COVID. Da, pentru că, de fapt, aceste măsuri aplicate eficient au creat premisele ca să scadă tot ce înseamnă boală cu transmitere aeriană. Și la noi s-ar putea să face acest lucru dacă poate lumea înțelegea de necesitatea unei solidarități sociale, tocmai ca să putem apoi să ne desfășurăm activitate normală, să intrăm într-o viață normală. Eu, sincer, cu anumite excepții, nu am văzut pe oameni în România să nu se supună deciziilor autorităților. Adică toți poartă mască. Nu înțeleg de ce această discuție despre faptul că românii nu respectă... Pentru că, dragul meu, vorbești de... Și domn doctor, așa cum a spus, da? Vrei să zici, hai, stăm deoparte, că am stat în carantină, am stat... Bă, dar pe urmă, tu... Îți dau un exemplu. Și domnul doctor este epidemiolog. Și zice așa, eu închid restaurantele și las metrou. Deci fă-mă să înțeleg. Pe unde, Doamne iartă-mă, circulă boala? Boala circulă prin restaurante, în unele cazuri prin școli sau prin metrou. Deci dacă este să închidem toate aceste focare și aceste posibilități de expansiune a luptei noastre de nebuni, care credem că vom învinge vreodată vreun virus, never, vom învăța să trăim cu el da. Și tu închizi ălea. Și nu închizi principalul focar, de fapt, de transmitere, adică mobilitatea umană. Mobilitatea ce înseamnă? Mijlocul de transport în comun. Că în mașină nu prea te freci cot la cot cu altul. Și tu lași transportul în comun liber. Eu n-am înțeles, știi ce nu înțeleg? Nu înțeleg nici asta, pe e adevărat. Bune. Domn doctor, nu circulăm noaptea, poate ne ajutați și ne faceți lumină. Păi tocmai ca să diminueze mobilitatea. Are logică, să diminueze mobilitatea și întâlnirile pe grupuri. E logic, nu mai faci chefuri. Nu se pare o formă de dresaj social. Plus formă de dresaj. Da. Noaptea, și asta se întâmplă peste tot în lume. Da. E clar că, în general, noaptea e un comportament, în general, diferit. Și, în general, noaptea cine o să ia? Dar dacă nu mai cluburi și oameni care ies din restaurant? Tinerii. Nu numai club. Da. Dar cine o să iasă noaptea după ora 11? Că cei care muncesc, cum suntem noi? Uite, eu mă duc acum acasă după ora 11. Da, dumneavoastră aveți voie, pentru că aveți, puteți să explicați. Are dreptate, domn doctor, că dar tinerii, totuși, după ora 11, e o probabilitate mai mare statistic. Care sunt asimptomatici și e clar. Care nu respectă atât de mult siguranța. Întrebarea este cu metrou și cu mijloace de transport în comun. Adică asta e principala sursă de explozie. Aici, cu chestia asta sunt de acord. Apropo de... Numai că hai să ne gândim un picuț. Putem să oprim... Nu vorbim de situația de acum. Vorbim de situația când era mult mai rău, da?
Putem să oprim și închidem mijloace de transport? Da. Cum? Și oamenii cum ajung? Unde? Păi aveau de ajuns, că până la urmă erau diverse activități care trebuiau să funcționeze. N-am avea cum. Iar legat de restaurante, totuși nu stai cu mască la restaurant, nu? Ești în interior și îți dai jos masca în momentul în care mănânci. Îți dai jos masca și în avion, că mai mănânci. Toți prietenii mei pe care până acum îi cunosc și au avut COVID au fost numai de ăștia care au purtat mască non-stop și s-au dezinfectat de 10 ori pe zi. Și toți au luat COVID. Mă, toți. Au avut o scăpare. Mă, n-am unul sau doi, am mulți. Știi ce mă deranjează pe de altă parte? În toată povestea asta, un alt aspect al pandemiei. Au fost foarte mulți pacienți lăsați în afară sau... Apropo de testele real-time PCR, la care mă întorc și la decontări, sunt cazuri de oameni care au ajuns în spital cu, nu știu cum, au reușit să ajungă cu clasicele lor boli, să zicem. Oameni care aveau boli cardiovasculare, serioase. Și care au fost mutați în urma unui test pozitiv din secțiile în care erau tratați corespunzător, COVID. Cele COVID, unde au murit sau au paralizat. Cunosc cazuri și, da. Cunosc cazuri și în Cluj și în Oradea. De asemenea natură. Oameni de care sistemul și-a bătut joc și da. Din cauza unor protocoale absurde au mai fost situații cu oameni cu urgențe medicale. Urgențe medicale. N-a vrut nimeni să-i omoare, dragul meu. N-a vrut nimeni să-i omoare. Bun, n-au vrut medicii să-i omoare, dar trebuie să respecte niște chestii impuse. Protocoale atât de proaste, pentru că lumea și-a trebuit să aștepte rezultatul testului COVID până când echipa medicală se intervine. Și oamenii au făcut infarct. Cred că acest lucru, eu unul l-am spus de când a început pandemia, că ar fi trebuit să existe în spitalele mari să fie un dublu circuit. Asta trebuie făcut de la început. Și nu să fie doar cât un spital într-un loc unde toată lumea se înghesuie și putem discuta foarte mult de sursele de oxigen, de faptul că toți stăteau în același loc. Deci acest lucru putea fi gândit de la început cu dublu circuit. Și atunci cei care erau pacientul cardiac ar fi mers, în momentul în care era testul pozitiv, putem să discutăm, ar fi mers, ar fi rămas în același spital. Sunt sigur că ați făcut ceea ce da, bine, că nu vorbim de... Da. Nu numai dumneavoastră, toți domnii doctori au știut exact ceea ce au știut să facă. Mulțumiți-le pentru nebunia asta și pentru în ce ați fost aruncați, isteriei mediatice, acelor trusturi de presă care au instaurat o dictatură a fricii, încât indiferent că dumneavoastră sau dumneavoastră care sunteți și aveți pregătire, îi spuneați, băi, nu e așa, veniți, că uite așa și așa, nu. Ei au pompat și v-au distrus și pe dumneavoastră. O să dau toată viața un exemplu pe care l-am trăit. Într-o seară pe strada mea, care este o stradă foarte liniștită, stau la casă undeva în Otopeni, la 10 fără un sfert, mă întorceam spre casă, mă plimbam pe 200 de metri, cât e, 300 de metri cât e strada asta, cu un vecin, cu măști, și un vecin de-al nostru, la 10 fără un sfert, a ieșit pe balcon. Bă, intrați în casă, că altfel chem poliția. M-am uitat, nu mai veni să cred, dar mă gândeam că striga la niște copii sau că se întâmplă ceva sau nu. Era vorba despre noi. Omul a ieșit pe balcon și a intrat în fugă în casă. S-a și ascuns. Adică sunt oameni care, din cauza acestei propagande teribile de tip nazi, chiar au căpătat niște sechele masive, au intrat. Sunt oameni care au intrat în depresie, sunt oameni care n-au mai ieșit din casă și nu ies nici acum. Nenorocire și la adresa bolnavilor și la adresa doctorilor și la adresa noastră a tuturor au fost, în primul rând, marea nenorocire mediatică ce s-a aruncat asupra noastră. Numai morți, 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 sicrie... E o formă de subminare economiei naționale asta. Nu. La urmă. Și nu numai atât. E o formă de... Revenind la Eugen Chiracu. Spune-mi, există cu adevărat niște instrumente impuse de OMS prin care se pot deconta banii din COVID, din cazurile de infectare? Mădălin, instrumentele sunt acum așa cum erau și înainte. Aceste coduri de decontare pe fiecare... boală pe care un om o poate avea și care a fost cunoscută până la acest moment. Ceea ce a apărut în plus și ceea ce a fost într-adevăr șocant pentru noi, pentru că n-am găsit nici măcar explicația logică, dar minte aia tehnică, a fost o codificare nouă introdusă. Mai pe românește lucrurile stau așa. Din CSS-urile noastre avem 9 miliarde de euro anual în Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate. Da? Prin acest sistem informatic unic de asigurări de sănătate și de decontări, care se numește CUI sau ceva, da, CUI, care are și o interfață de unui alt software, fiecare medic, fiecare act medical care se desfășoară într-o unitate spitalicească de stat, privată, policlinică sau hiperspital, este decontat către o casă cu care această unitate are un contract în baza unui cod. Codul este pentru
a comunica un medic cu o casă în același mod și în România și în Danemarca. Îți dau un singur exemplu, nu știu. Uite, ca 7.4.6, asta înseamnă altă ciroză a ficatului și e o chestie nespecificată, da? B18.1, hepatită virală cronică B. Ok. B18.2, da? Bun, astea sunt codificări. Noi avem, noi avem, nu știu, 600 și ceva de linii, da? De boli cunoscute până la momentul ăsta. Ia să vedem câte sunt. 671 de situații medicale de extrasie. Pe niște categorii care decontau statistic anul ăsta în baza informațiilor de anul trecut, da? Pe aceste 671 de situații medicale. Ce a apărut foarte interesant nou anul ăsta, a apărut această codificare nouă care se numește U08.1, U08.2, parcă este care este COVID-ul. Pozitiv, da. COVID negativ, da? Ăsta este un cod pe care fiecare medic ce lucrează într-un spital suport COVID și are acces și introduce în sistemul de informație acest cod, este decontat de către casă. E decontat diferit? Adică sumele sunt mai mari decât în alte cazuri? Asta vreau să întreb. Asta e o legendă sau? Sumele diferă în funcție de spital, Mădălin, da? Spitalul din Urlați, așa cum spuneam mai devreme, nu primește aceeași sumă pe aceeași, același cod, așa cum primește Matei Balș, de exemplu. De ce? Pentru că există acest scoring la care făceam mai devreme referire. Cum se face un scoring? Atunci când bagi multe coduri, da? Dacă ajung într-un spital cu o răceală și primesc COVID-ul, am un cod. Dacă mi se mai constată că am și o, nu știu, Doamne ferește, o altă boală, nu sunt specialist în... Sumele cresc, decontările cresc, am înțeles. Dar asta e nefiresc, adică... Faci doză, mai bagă un cod, mai bagă și o echipă, nu știu ce, mai bagă un cod. Așa se reglează niște circuite financiare, ok. Dar asta este o dovadă că, într-adevăr, e o bătaie, a fost o bătaie a managerilor de spitale, da, pentru a obține cât mai multe, între ghilimele, cazuri de COVID? Sigur că da. Și ajungem imediat și de ce. Și cum se ajunge acolo. Trebuie să, pentru a putea avea sens. Dar nu numai în România. Adică s-a întâmplat asta și în Marea Britanie. Mi-aduc aminte de un articol din The Guardian în care cei de la The Guardian, scuză-mă, o paranteză, constataseră că, deși în cazul unui pacient se prelevaseră, cum se făcea, probe și din nas și din gură pentru testele COVID, erau trecute două cazuri de infectări. Deci erau trecute două cazuri de infectări la un pacient. Și atunci, dintr-o dată, în statistici apăreau doi pacienți. În general, omenirea. Adică s-a întâmplat în Marea Britanie. Dragul meu, din antichitate, omenirea a știut să facă bani. Tot probe pentru bani. A știut să facă bani din situații de criză. Asta este o situație de criză la care oamenii care au putut să facă bani dintr-o situație de criză au făcut bani. Eu am zis, faceți bani, nu ne deranjează. Dar care-i problema? Dar nu îți ocupați pe români. Te rog. Aici vreau să termin un pic linia asta a logicii, da? Deci, aveam 9 miliarde de euro anual ca și fond și aveam un număr de 671 de situații medicale, da? Și apare 672. U08.1, da? Cu ce de unde decontez banii ăștia? Cum? Din ce decontez? Pentru că logica este simplu. Am un pachet de 9 miliarde anual care deservesc întreaga populație a țării ăstea, da? 9 miliarde. Anul ăsta am o boală în plus. De unde am bani să o plătesc? De unde? Din ce artă altă boală? Nu din aceiași bani? Privându-i pe alții, poate. Ceea ce înseamnă că privezi altă boală, altă afecțiune medicală, pentru a deconta o pasă, da? Există un protocol pe care chiar îi rog puteți pe domnul medic dacă doriți. Nu, că aici lucrurile pot fi gândite în dinamică. Până la urmă, măsurile de prevenție din pandemie au dus la mai puține infecții cu transmitere respiratorie, care erau tot de acolo, mai puține pneumonii. Deci, până la urmă, există un echilibru, putem să-l gândim și așa. Da, dar au și nebunit lumea care să... A, și au intrat pe partea psihiatrică. Au intrat pe partea psihiatrică, deci... Aici e de discutat. Până la urmă, riscul să apară noi boli. Altele au crescut. Dacă au scăzut gripele, au crescut altele. Da, domnul doctor Musta, ce vrea să spuneți? Bugetul casei este același. Doar că problema este unde se duc banii casei de asigurări de sănătate. Și ele se duc pe acel indice de case mix de care spuneați și care de fapt reprezintă complexitatea unui caz.
E normal că Spitalul Victor Babe sau Spitalul Balș din București, fiind un spital mult mai bine dotat, are posibilitatea să investigheze și să realizeze cazuri mai severe decât spitalul din nu știu Urlați. Care orășenesc. Și atunci și indicele de case mix este un indice mai mare. Dar de fapt, acesta este un instrument pentru a regla puțin consumul și fondurile pe care trebuie alocate spitalul. Ok, pentru că am înțeles. Deci aici nu contează că este o boală în plus sau în minus, că tot bugetul este același. Probabil că s-a luat din... Nu au fost atât de multe alte cazuri și atunci nu au Dar fost... mai e un aspect, tot o realitate, apropo de spitalul din provincie. Cazurile severe unde se duc? În momentul în care e un caz sever, ajung în spitalele Așa. Regionale, de la început. Rol 2 din Otopeni, Balș... Spitale ajung, mari, ajung Timișoara, dacă sunt Cluj, în Timișoara, Cluj. Dacă să... sunt în București, la Babe și la da. Balș... Da. Da. Vreau să vă întreb, uite, pentru că am doi medici și chiar vreau să întreb pe acești doi medici. Nu, scuză-mă puțin, Eugen. Ce cred despre povestea cu virusul creat în laborator? Ok, am înțeleg, există explicații întotdeauna pentru genul ăsta de circuite financiare. Aici e greu să ne prindem cum stă treaba. Sunt niște interese, sunt băieți deștepți. Până astăzi n-aveți ce face, trebuie să vă salveze oameni. Aceste meciuri, să salvați oameni. Să salveze oameni. Astfel. Credeți că acest virus este unul natural sau unul artificial? Sincer. Păi, răspunsul ar fi în felul următor. Cred că nimeni nu are o garanție, indiferent că a fost la începutul pandemiei sau acum. Cred că cineva putea să spună, știu sigur că e așa sau așa, pentru că e clar că n-a fost acolo să vadă, dar se pleacă de la niște argumente logice până la urmă, da? Și, de exemplu, de ce aș merge mai degrabă, spun mai degrabă, pe varianta naturală? Pentru că, până la urmă, dacă stăm să ne uităm la structura pe care a avut-o SARS-CoV-2, ea are foarte multe asemănări. Și aici vorbim de componentele structurale care pot fi dovedite, da? Sunt transparente. Dacă e să compar cu SARS-CoV-1, este un procent semnificativ. Dacă e să compar cu MERS, până la urmă e aceeași familie. Și atunci stau să mă gândesc, dacă ar fi fost făcut în laborator, înseamnă că ar fi luat un alt coronavirus și ar fi împrumutat exact. Niște structuri de la fiecare? Da. Nu spun că este imposibil, dar e mai puțin probabil. Hai să vă dau un material pe care poate l-ați văzut. Și poate sunt și alte argumente. Poate da. Nu. Da. Și invit și pe domnul doctor Mosta, Eugen, cred că îl cunoaște. Cred că am fost primul care l-a difuzat în România. L-am găsit pe YouTube, făcând atunci căutări în presa străină, presa din afară. Am dat și în italiană căutări și în engleză. În ce puteam eu să caut diverse materiale? Pentru că în România nu prea apăreau informații în presa de atunci despre nimic pe COVID. N-aveai cum. Doar pe niște bloguri ale unor oameni foarte bine informații, interesant. Și am dat de acest material. Nu știu dacă e cea mai bună variantă a lui, pentru că a apărut în diverse forme și asta l-am găsit între timp cu colegii mei. E subtitrat și o poveste extrem de interesantă. În 2015, laboratorul din Wuhan a făcut un experiment, cred că de prin 2014, la care au colaborat mai multe surse interesante, potrivit presei internaționale și Institutul Național de Boli, condus de Anthony Fauci, a sponsorizat acel experiment. Între timp am înțeles că printr-o fundație, adică nu chiar Fauci a dat banii, o fundație a virat banii către acel laborator. Laborator care de altfel primește bani din diverse regiuni ale lumii, adică deservea o mulțime de studii pentru diverse companii. Și companii private și așa mai departe. Rezultatul a fost acesta. Fiți foarte atenți acum. Dacă nu știți acest material, chiar vă rog să-l urmăriți cu atenție. Și pe voi vă rog. Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Vale la pena rischiare? È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci. Vecchio quanto la scienza, il dibattito sui rischi della ricerca. In fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune, detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi.
Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano. Primo, perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare, e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. Este foarte... Păi, tare, este creat în laborator, nu ce să mai... Canal de știri foarte serios, Rai 3, canal media. Spune-mi ce an, mai repete. Anul 2015, pentru toți cei care, în 2015, toți cei care era... sunt împotriva oricăror variante decât cele oficiale. Da? Aici noi discutam înainte că erau două variante. Da. Dacă s-ar merge pe varianta că a fost creat... Da. A scăpat în mod accidental sau a fost un lucru voit? Dacă ar fi pe teoriile care țin de treaba uitându-ne, asta. Practic s-a mixat, practic, o proteină de la lilieț s-a grefat cu un SARS, da? Cu un coronavirus. Efectele care au generat foarte multe polemici între participanții la experiment sunt cele pe care le-am recunoscut în debutul COVID. S-a pus problema imoralității acelui experiment, care, pe de altă parte, avea tot felul de alte beneficii aduse sănătății și așa mai departe. Vine întrebarea dintre celelalte, dintre ceilalți membri din aceeași familie. Da. Cum a fost cu Mersul? Mersul și el a venit din laborator? SARS-CoV-1 cum? Cihivu. Bun, dar vorbim de familia coronavirusului și, până la urmă, din această familie toată a fost creată sau... Eu nu pot să spun asta. Că există și la animale pot variante. Pot să vi-l dau pe Luc Montagnier, care este savant, e laureat al premiului Nobel. Există și viroze cu coronavirus, care sunt banale. Da. Care dintre ele sunt în varianta naturală și care nu? Eu vorbim ca teorie. Luc de Montagnier. Nu, nici eu nu spun, dar gândeam un pic ca logică. Personal nu cred că este vreun virus din laborator ever. Deci nu deschide fereastra și iese singur de acolo. Adică... În mod normal, dacă luăm departamentul de stat american... A vorbit cu virusul. Care spune că niște medici au plecat de acolo cu virusul după ei, nu știu, cred că nu l-au pus în valiză. Nu ne dăm seama sub ce formă puteau să plece. Virusul a plecat cu un scop. Probabil că doar serviciile secrete au răspunsul la această poveste. Marile servicii secrete. Soția mea îmi spunea o chestie foarte interesantă și o să dau acest exemplu. Era în Dominicană, era la Survivor atunci. Și după ce a ieșit din competiție, a stat 3 zile într-o cameră de hotel, având doar un singur post de televiziune la dispoziție, care se numea CNN. Nu murise nimeni în China. Erau 30 de cazuri de îmbolnăvire. Și CNN-ul transmitea din 30 în 30 de minute. Ca și cum era cea mai mare nenorocire. Așa a început tot. Și de ce era un singur post? Care era logica? Nu se prindea. La televizor nu se prindea decât un singur post. CNN-ul. Și a stat pe CNN 3 zile. Și CNN-ul, deși nu murise nimeni, și putea să fie o banală situație în China. Și aici venea întrebarea, acel post în mod accidental doar nu prindea sau era voit că era un singur post? Avem nu mai intrăm în teoria conspirației. Dar CNN-ul este oficina unor structuri... N-are rost să intrăm și are niște... toată lumea ce domnule, este CNN-ul. Doctor Musta, ați văzut materialul de mai devreme. Nu vi se pare totul straniu? Nu sunt coincidențele mari? Nu știu, prefer să nu fac comentarii că n-am de unde să știu realitatea. Dar știți cum, dacă mă întrebați pe mine, nici mă interesează. Ceea ce mă interesează pe mine este că la ora actuală noi avem foarte mulți bolnavi, suntem într-o situație dificilă și ca nație, din punct de vedere economic, din punct de vedere psihic. Vedeți, suntem ca niciodată despărțiți și divizați. Deci toate aceste probleme, nu mai avem o viață normală și asta mă interesează mai mult. Nu mă interesează dacă virusul provine din laborator și pentru asta de fapt luptăm. Dar asta te revoltă. Asta te revoltă. Asta împreună luptăm ca să totuși să încercăm să punem capăt aceste pandemii și aceste situații
ca să putem duce totuși o viață normală. Dar vi se pare că este cea mai gravă pandemie din istoria umanității? Țările asiatice care au reușit acest lucru, vedeți, printr-o disciplină mai mare, ele deja s-au obișnuit de ani de zile se confruntă cu situații similare și s-au obișnuit cu aceste și țin sub control pandemia. Dar e normal, de exemplu, ca membru al corpului medical de elită să nu se facă autopsii, la, cum s-a întâmplat mult timp la debutul acestei pandemii, acestei boli? Vi se pare normal? Vi se pare un instrument științific? Ăsta? Adică, în felul ăsta, nu se afectează statisticile masiv? Sigur că n-au făcut-o România asta. A fost o chestie impusă de aici, OMS. Aici a plecat de la o măsură de protecție, pentru că la început nu se știe exact cum se transmite, cât de agresiv și ce se întâmplă. Și atunci exista o teamă și măsurile de precauție erau foarte clare și s-a mers pe ideea că poate fi o sursă până la urmă. Știți bine că sunt niște măsuri foarte clare pentru cei care sunt pozitivi în momentul în care decedează. Crezi că doctorii nu erau speriați? Ba da, au fost foarte speriați. Se transmitea cu rata pe care o dorea CNN. Dar de când se fac autopsii în România? Autopsii se puteau face în cazuri cu totul speciale de la început. Dar sunt lucruri care trebuie... Fiecare caz de COVID? Nu se fac în fiecare caz. Trebuie să fie o situație când, într-adevăr, e un semn de întrebare. Exact. Când e o problemă diagnostică, asta se întâmpla și înainte. Sau în situația în care, de exemplu, familia are de asemenea un semn de întrebare. Da. Dar trebuie să fie, într-adevăr, un considerent. Nu este situația dinainte de pandemie când puteam face autopsie la orice situație când, de exemplu, familia își dorea. E un pic o diferență. Am avut câteva pandemii ratate ale OMS, ar trebui totuși... Tu dai seama ce a făcut media din oamenii ăștia? Da. Dacă i-a speriat până și pe ei că nici măcar nu trebuie să-l tăiați, că explodați și muriți și murim toți. Bine, nu, astea erau lucruri generale, nu neapărat că nu era nouă. Mi-aduc aminte o afirmație... Numai pentru voi, din toți oamenii, nu? Și voi sunteți tot oameni. Mi-aduc aminte o afirmație a celebrului Colin Powell, care era la un moment dat șeful NATO, acel care s-a dus la ONU atunci... Și a arătat cunoștea pe cineva din 2003, înainte de invazia din Irak, niște desene animate, niște pe o hârtie cu locul în care se află rachetele nucleare ale lui Saddam Hussein, știi, și pe care nu l-au găsit niciodată. El a spus o chestie despre presă. Presa este glonțul mediatic numărul 1. Evident. Din păcate, în acest moment, în perioada pandemiei, am văzut exact ce se poate întâmpla. Ne-au topit, mă. Dacă presei îi dau o direcție sau îi impui o direcție. Asta arată și care este condiția noastră a jurnaliștilor în acest moment. Și presa e manipulabilă. Și cât de puțină libertate există în acest mediu și că interesele de multe ori alea oculte sunt mai mari decât libertatea. Asta este evident. Dar, apropo de toată această perioadă nebună care i-a terminat și pe români și pe medici, deopotrivă ne-a distrus pe toți, apropo de ce spunea și domnul doctor Mosta, că suntem o nație tristă în acest moment, cu foarte puține speranțe legate de viitor sau... Pe dânsul interesează cum să mai fie liber. Asupra viitorului. Păi, tocmai că asta este o metodă prin care nu vei mai fi liber și nu va mai fi nici domn doctor liber, pentru că asta este noua ordine mondială, în care trebuie să fii spălat pe creier, să execuți ce ți se spune, să stai ca asta, pentru că altfel nu ești politically corect și ești ostracizat și eventual lapidat cu pietre în numele democrației și a... politically correct. Vreau să difuzez materialul ăsta, spuneam, dar înainte de asta vreau să mă întreb. Este normal să nu putem să plecăm nicăieri fără să ne vaccinăm? Adică să facem vaccinul ăsta de frica faptului că nu ne vom putea deplasa în vacanțe? Sau? Nu, cu siguranță că nu. Adică trebuie să fie măsuri alternative. Oameni care se vaccinează de frica restrictivă. Da. Faptul că statutul de vaccinat presupune un document e un lucru corect. Trebuie să ai un document. Nu înseamnă însă că nu vei avea o variantă alternativă. De exemplu, te duci în Grecia... Nu te mai duci în Grecia, te duci la Sovata. Nu, te duci în Grecia, dar în momentul în care te duci în Grecia, ai varianta, totuși, dacă te-ai vaccinat și ai dovada, n-are rost să mai faci testul PCR, n-are rost să-l faci, da? Este o discuție medicală. Vine, nu știu, la putere o clică, pentru care, clar, vaccinul conține, care crede că, mă rog, vaccinul conține un chip, sau senzor de parcare, sau mă știu ce. Și nu te mai lasă să intri, pentru că... Nu, distrugi și mijloacele de comunicare. Asta e aberație, da. Bine, deja în Danemarca nu se poate intra decât dacă ești vaccinat. Bine, dar cei care au dintr-un mod... În primul rând, cei care nu au ajuns să vaccineze, nu? Că Mapamondo deocamdată n-a reușit să vaccineze. Toate aceste restricții sunt făcute ca să convingă lumea să se vaccineze. Ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Dar odată ce ai, să zicem, că ai vaccinat categoriile de risc, ălea care te interesează și pentru care ai făcut mascarada asta mondială
și ai blocat și ai distrus milioane, miliarde de oameni pe planetă. În momentul în care le ai pe alea vaccinate, pentru ce continui mascarada? Spun eu pentru ce, ca să te bați cu pumnii în piept, vedeți, tot sacrificiul nostru a meritat, câte vieți am salvat, câte eu am nu vreau să salvat, pentru că o să apară noua tulpină. Sunt, și o rădăcină, și o... că virusul nu e prost. E să mai pregătesc vreo trei viruși, prin Africa, Asia, da. New Entry, ca în industria Brazilia. Muzicală. Noua tulpină de Brazilia cu aromă de Paraguay. Sau tot bine, de... purtați mască, stai că mai avem niște stocuri, da. Distanțare, închideți-vă. Virusii sunt de când lumea, deci, trebuie să, cred că trebuie să le spunem asta oamenilor, care au aflat acum că există virusi. Sunt virusi mulți benefici, dacă putem să spunem asta, nu știu, poate... Sunt în general microorganisme. Da, microorganisme benefici. Da. Ne luptăm cu virusii dintotdeauna, e o selecție naturală, chiar dacă OMS a scos din definiția imunității de turmă imunitatea obținută pe cale naturală, și doar prin vaccinare trebuie de acum obținut. Despre asta vom vorbi mâine când vom discuta despre deciziile OMS și despre obsesia OMS pentru pandemie, pentru că se pare că există o obsesie OMS pentru pandemie. Pe doctor să-i credem pe OMS niciodată, dacă mă întreb pe mine. Eu nu înțeleg ce caută în fruntea OMS, de exemplu, un om care nu e medic și care are un trecut politic cel puțin. Da, dar OMS ar putea să însemne oameni serioși. Cu siguranță. Nu putem, nega nici putem nega nici acest lucru. Nu se pune problemă. Da, da. Dar totuși trebuie să remarcăm că există cel puțin o serie de aspecte care sunt absolut bizare. Vă spun doar atât și asta o să dezvolt mâine. Au fost trei anchete oficiale ale Comisiei Europene, nu știu dacă știați, în urma pandemiei din 2009, legate de activitatea oficialilor OMS, care au fost suspectați de legături cu cei din industria farmaceutică. Și care a fost finalitatea? Nu au fost. Nu suspectați. Au scos banii la înaintare. N-a fost. Plătit, am văzut de exemplu, niște documente foarte interesante pe care le voi arăta mâine legate de Comisia Europeană și laboratorul din Wuhan, pe care nu le-a prezentat nimeni în România. Vreau să vă arăt însă, apropo de vaccinare și de teoria, că există și alt tip de abordare a COVID-ului. Există niște tratamente care sunt ținute la coadă. La coadă, la ușă, pentru că, mă rog, costă mai puțin. Sunt ieftine. Costă mai puțin, pentru că se fac ieftine. Și bine. Cazul lui Mihai de la 3 Sud-Est, pe care îl puteți comenta, este componentul trupei 3 Sud-Est, celebrei trupe 3 Sud-Est, om care a fost, potrivit părerilor sale și a medicilor care l-au îngrijit o perioadă, în pragul morții. Ei bine, iată ce spune Mihai despre ceea ce i s-a întâmplat. Îl avem pregătit materialul? Ok, hai să-l urmărim. Te salut, Mihai. Salut, Mădălin. Mă bucur să te văd, mă bucur să vorbim, pentru că ai trecut recent, putem spune, printr-un episod dramatic, poate chiar la limita tragediei, cel puțin astea sunt informațiile care au fost difuzate în presă. Cred că e corect, nu? Este foarte corect. Asta și episodul ăsta a fost unul medical legat de noul coronavirus, de acest SARS-CoV-2 și de maladia asta numită foarte plastic COVID-19. Ai fost tu unul dintre cei care avea rezerve față de povestea asta sau ți-a fost teamă tot timpul? Eu am crezut în virusul ăsta, dar n-am crezut că e așa de păcătos, știi? Așa de periculos. Îți dai seama că, vedeam în stânga, în dreapta, că se întâmplă tot felul de lucruri, oameni care mergeau la spital în stare gravă și așa mai departe, știi? Adică ceva am crezut, știi, în chestia asta, dar și mai ales mie să mi se întâmple lucrul ăsta. N-ai crezut că ți se poate întâmpla ție? Mă așteptam și eu la o formă mai ușoară, adică să stau acasă și cu medicamente, cu tratament. Carantină, PlayStation, treburi de-astea. Da, dar uite că... Discuții cu prietenii pe telefon, dar n-a fost deloc așa. Nu, n-a fost așa, a fost foarte grav și am ajuns la ATI. Da. Înainte să ajungi la ATI, vreau să te întreb, te-ai protejat, erai genul care se dezinfecta zilnic sau mai lejer din punctul ăsta de vedere? Sau, nu știu, cu măști? Nu, cu mască tot timpul. Nu, chiar de câte ori intram în casă și eu și familia ne spălam pe mâini și chestii de genul ăsta. Adică respectam cu strictețe lucrurile astea. Efectiv, când s-a întâmplat? Care a fost perioada ta dramatică? Cu câteva zile înainte de Sfântul Mihail și Gavril. Asta însemnând undeva... La începutul noiembrie? Da. Da, la începutul noiembrie și m-am dus, mi-am făcut testul acela rapid. Ce se întâmplase? Ce simțeai? Simțeam ceva altfel.
față de o gripă normală, cum o simt, ne mai îmbolnăveam, îți dai seama, în perioada asta rece și așa mai departe, dar mirosul, gustul, așa e, dispăruseră. Și mă simțeam altfel, simțeam că nu e genul ăla de gripă clasică, ca să zic așa, știi? Am simțit că e altceva și am zis, hai, dă-i cu paracetamol. La un moment dat m-am dus, mi-am făcut un control și am luat medicamente, antibiotice și ce mi-a dat acolo. Dar nu, pe zi ce trece se înrăutățea. Ți-ai făcut testul rapid și testul rapid ce ți-a zis? Că eram pozitiv. Era pozitiv. Și ai luat antibiotice din gama clasică, nu? Care le ia toată lumea. Și deci nu au avut efect. Nu, n-au avut efect și pe zi ce trece se înrăutățea situația până când am zis stop, chemăm salvarea și plec la spital, că nu mai e. Dar cred că am stat între o săptămână și 10 zile, să zic așa, că am stat acasă și n-am reușit să-i dau de cap. A trebuit să sun la salvare. A venit, ne-a făcut testele acelea PCR la toată familia. Norocul lor că au făcut forme mai ușoare. Cel mai afectat am fost eu. Și m-am urcat în salvare și am plecat la spital. Am ajuns într-un final la Medgidia. Aveam o stare că voi fi bine, că mă fac bine. Simțeam în organism că se întâmplă ceva cu mine. Dar totuși, ajungând acolo, pe mâinile doctorilor, asistentele și cu tratamentul pe care l-am primit, am început să gândesc pozitiv, știi, că asta era și ideea, știi, să nu te lași. La început și doctorii nu mi-au dat foarte multe șanse. La un moment dat au avut impresia că mă pierd. Înțelegi? N-am ajuns până la faza de intubare. Da. Acolo e foarte, într-adevăr, aia chiar că e finală de tot. Înțelegi? Dar am purtat masca aceea, CPAP. La un moment dat mai trebuia să mănânci. Îți dădeai masca aia, știi, că veneau asistentele și aduceau mâncarea și îți dai seama că scădea foarte rapid oxigenul. Scădea foarte rapid oxigenul și automat intrai într-o stare din aia, știi, de agitație. Și te opreai din mâncat și îți puneai imediat masca, știi, ca să poți să-ți revii. Ai trăit cu frica morții, efectiv? Și da și nu. Ți-am zis, încercam să... Toată lumea venea și îmi spuneau toți asistenții și doctorii, luptă, înțelegi? Adică nu te lăsa să bătut, ești tânăr, ai o familie, înțelegi? Trebuie să ajungi acasă, trebuie să te faci bine. Și îți dai seama că automat mă alimentam, știi, cu chestia asta și am trecut până la urmă. Nu m-am lăsat bătut. Înțeleg că totuși tratamentul tău a avut o particularitate, adică în cele din urmă s-a aplicat acea schemă despre care vorbea doctorul Alexie din Statele Unite, din Las Vegas, și în cazul tău a fost providențială această schemă. E adevărat? E adevărat, așa este. Îi mulțumesc foarte mult doctorului Ion Alexie. Chiar este un profesionist și le mulțumesc și doctorilor din România pentru că au colaborat foarte, foarte bine cu el. Înțelegi? Ionuț Vasiliu e doctorul de la Medgidia. Plus doctorul de la Mangalia, Ciprian Bărbulescu, la fel, au colaborat foarte bine cu doctorul Alexie. Dar cum s-a ajuns la doctorul Alexie? De ce s-a luat această decizie? Deci noi am cântat, ca să vezi soarta, știi cum te aduce. Noi am cântat în America, în Las Vegas, în ianuarie-februarie 2020. Acolo l-am cunoscut. Incredibil, pe doctor. Da, acolo l-am cunoscut pe doctorul Alexie, ca să vezi cum lucrează Dumnezeu, știi? Exact. Cum face conexiunile. El mi-a spus să iau acea invermectină, da, de care, înțelegi, ar trebui să se folosească în spitalele din România. E păcat că nu se face lucrul ăsta. Cât mai repede, pentru că, într-adevăr, acele pastile de invermectină fac minuni. Eu am primit și plasmă, la fel în primă fază, deci ivermectina de care spuneam, adică sunt niște plusuri care el, înțelegi, plus remdesivirul care, la fel... Da. E un antiviral. Am un prieten de 30 și ceva de ani, scuză-mă, care la fel se plânge după ce a ieșit din spital, a albit,
albit, au început să-i cadă, au început să-i cadă părul. Bine, la nu se mai pune problema făcând o glumă. Da. Mi-a căzut de tânăr, știi? Când am venit acasă, nu puteam să stau pe picioare. Deci, pur și simplu mă țineam de pereți, aveam niște amețeli groaznice, înțelegi? Trebuia să stau în pat și să-mi iau medicamentele. De dar ulterior, o săptămână, două, am început să ies și din casă, să mă mișc, să... Ușor, ușor. Am început să-mi revin. Acum, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt foarte bine, sunt ok. L-am simțit altfel decât un virus normal, să zic așa, o gripă normală. Totuși, e destul de periculos și, într-adevăr, trebuie luate niște măsuri mai drastice. Purtatul de mască, trebuie să ne obișnuim cu el, n-avem ce să facem. Adică... Asta vreau să spun. Că, ok, este o luptă, e clar, dar s-a ajuns în situația în care miliarde de oameni sunt afectate în punct de vedere economic. E adevărat, mai ales la noi, la artiști, vrei să zic, cred că număr pe degete câte evenimente am mai avut. Da. Deci am reușit anul trecut și nu mă ferește și nu mi-e rușine să spun lucrul ăsta, pentru că e o chestie generală și tu știi. Da. Trei evenimente mari și late au fost anul trecut, în luna septembrie-octombrie, când a fost atunci o relaxare. Deci la noi, când ne-a prins pandemia, ne-a prins cu săli pline, cu sold-out-uri și așa mai departe, spectacole pe care n-am mai reușit să le mai onorăm. Acum să sperăm că anul ăsta poate reușim să ne mai relaxăm și să putem să ne reîncepem activitatea, să lansăm din nou piese și... E așa un fel de... Toți artiștii s-au refugiat pe YouTube. Unii s-au adaptat, s-au... Da, uite, noi... Fac compromis, poate că fac unele compromisuri, deși eu nu le-aș numi compromisuri, că până la urmă în artă, asta e. Sunt tot felul de să zicem, scheme pe care le poți aplica într-o situație de criză, dar pe de altă parte, lucrurile, iată, că trenează, a apărut vaccinul ca o soluție pentru ieșirea din criză, tu te-ai vaccinat? Pe 5 martie sunt programat la vaccinare. Iar pe 26, rapelul. Nu ți-e teamă de vaccin? Bă, nu. Sincer, nu vreau să mă gândesc la efectele adverse. După ce ai trecut tu prin situația... Da, adică ce ar mai putea să-mi facă un vaccin acum? Decât să-mi crească numărul de anticorpi. Sunt oameni care au făcut vaccin și care s-au trezit cu COVID la scurt timp după vaccinare. După rapel, foarte mulți oameni au simptome asemănătoare cu cele din gama COVID, chiar cu febre de 39 de grade. Mă rog, asta pe de o parte, pe de altă parte se întâmplă și în cazul altor vaccinuri, deci nu e chiar atât de complicat. E posibil ca în timpul în care ei își fac vaccinul să fie deja infectat și să nu știe. Cum ești acum? Ești mai te protejezi și mai tare, adică ai ajuns să ai niște, nu știu, spaime care te-au dus într-o zonă de exces, de protecție sau? Nu. Încerc să mă comport foarte normal, respect regulile, același lucru, ne spălăm pe mâini, purtăm masca. Într-adevăr, sunt mai bine protejat acum, am un număr de anticorpi mare, bun, pentru că organismul a dezvoltat în perioada asta. Și nici nu mă mai îmbolnăvesc, sau chiar dacă m-aș îmbolnăvi, aș face o formă mai ușoară, așa se zice. Deci nu poate să fie mai grav din prin ce am trecut eu. Psihicul nostru trebuie să lucreze, te-am zis, să doboare virusul, nu să stai să te gândești, aoleo, ce se întâmplă cu mine, să vezi acum ce pățesc, să vezi ce nu știu ce și așa mai departe, știi? Adică singur trebuie să-ți induci starea de bine. De bine. Membrii familiei au știut, adică ai avut curajul să le spui membrilor familiei, să-i spui soției cât de gravă e situația ta și au dat seama? Păi, îți dai seama că, na, dacă eu am stat lângă soția mea, noi am dormit împreună, ea a văzut evoluția mea până să ajung la spital în fiecare zi.
Na, dar după ce ai ajuns în spital, după ce ai ajuns în spital, au fost câteva zile în care n-am răspuns la telefon, deci aia i-a panicat foarte mult. Mm-hmm. Chiar nu eram în stare să răspund la telefon. Îți dădeau voie. Că nu ai aer. Da, adică nu puteam să mai stau și pe telefoane, înțelegi? Mesaje veneau și părinții mei și mai nou acum a mai dat o nenorocire peste mine. Mama mea s-a stins. Vai. Da. Vai. S-a stins. Tot de la COVID. Da, fiind și bolnavă cu inima, având și diabet, perioada cât am fost eu în spital, pe ea a dărâmat-o. A fost foarte grav pentru ea. Cu toate că vorbeam la telefon și o simțeam. Ea încerca să mascheze totuși, așa mai departe, dar îmi spunea și tata, îmi spunea și sora mea că a suferit foarte mult mama cât am fost acolo. Deci inima a fost foarte afectată. Da, a fost foarte afectată. Și s-a agravat starea ei, îți dai seama că nu e ușor pentru un părinte când te vede acolo și ești la un pas. Doamne ferește, îmi pare foarte rău să aud asta. Da. Deci a fost un an greu, o perioadă dificilă, foarte dificilă pentru tine. Da, o perioadă dificilă, mi-e greu să vorbesc. Pare foarte rău. Da. Îmi pare foarte rău să aud asta. Da. Deci a murit de inimă. Da, a fost stop cardiorespirator. Asta da. Nu o să interpretez. Pare foarte rău. La ea, în ziua respectivă, am zis, mamă, trebuie să-ți facem un test rapid anti-COVID. Și l-am luat de la farmacie, ne-am dus la ea, i l-am făcut. A ieșit negativ și era așa de fericită că nu are COVID. A început să sune toate neamurile, surorile și a venit băiatul meu la mine și uite, am făcut testul și chestii de genul ăsta. Și cu toate astea, da. N-a rezistat. Îmi pare foarte rău, Mihai, să văd asta. Este... Da. Și după ce am plecat, la o oră, nu știu dacă a durat o oră, și am primit telefon de la tata și de la sora mea că incredibil. A decedat. Da. Pare foarte rău. Foarte rău să aud asta. Eu am în urmă un grip. De la salvare, foarte repede, dar nu au avut ce să-i mai facă. Au resuscitat-o, au stat 40 de minute, pentru că așa este protocolul. Și norocul nostru că a văzut testul pe masă și a întrebat a cui este testul ăsta. Zic, este al decedatei. Bun, asta a fost experiența lui Mihai cu această nouă maladie, COVID-19. Mama lui, din păcate, a decedat din cauza presiunii psihologice uriașe. Probabil. Faptul că, mă rog, băiatul ei a stat în spital atâta timp. Întrebare foarte importantă. Lui s-a administrat la spitalul din Medgidia, pe lângă Redemsivir și tratamentul clasic de COVID, plasma, etc., și ivermectina, conform protocolului doctorului Alexie din Las Vegas. Dacă era în București, i s-ar fi administrat ivermectina? Siguranță că nu, dar aici trebuie să înțelegem clar. Și eu am mers pe ideea că trebuie să existe deschidere pentru noi terapii, inclusiv pentru ivermectină. Mai că trebuie să fie niște pași și trebuie, acel medicament trebuie să fie autorizat. Da? Corect. Lucru care se poate face. Bine, el intră întâi în studiile clinice, primește ok-ul din partea Agenției Naționale a Medicamentului, dacă acele date în studiile clinice, care pot veni repede, concretizează, poate fi folosit. Așa s-a întâmplat și în Statele Unite. Putem face un prognostic așa legat de viitor, după ce companiile farmaceutice vor câștiga toți banii pe care vor să-i câștige, vor apărea probabil și tratamente mai ieftine pentru COVID-19. Au apărut. Israelul, adică vor fi acceptate mai ușor. Da, Israelul are deja în studii clinice, este orice formă, inclusiv cazurile grave de COVID, le vindecă. Da. Vreau să vă întrebare și cu un răspuns scurt la final. Dacă vor apărea 10 viruși pe an, domnule doctor Musta, ne vaccinăm de 10 ori pe an? Nu, e ok pentru organism? Pentru sănătatea noastră? Vaccinarea se face numai în situația în care
afectarea respectiv sau virusul respectiv creează probleme majore sănătății. Noi în decursul anului avem foarte mulți virus care pot să ne contamineze și ați văzut că nu s-au dezvoltat vaccinul pentru acestea. Și vaccinul este o metodă economică în care se consideră că prin vaccinare tu economisești niște bani în ansamblu de management al terapiei unei anumite infecții. De aceea, infecția HIV încearcă să se vaccineze, dar nu reușește. Bolile infectocontagioase care duceau la epidemii cu dereglări majore ale societății s-au vaccinat de-a lungul timpului, dar nu toate bolile necesită vaccinare. Vom vedea cum e cu virusii ăștia. Eu personal nu am grezit de a mă vaccina de 10 ori pe an, pentru că e cam ciudat. Și să trăiesc într-o societate în care tot timpul apar viruși pentru că niște băieți au găsit metoda prin care ne pot controla mai bine. Ne putem întreba dacă într-adevăr există o astfel de situație, vom vedea, ne vom lămuri pe parcurs, mai avem multe emisiuni de dezbătut și discuții în cadrul societății. Mulțumesc foarte mult, Adrian Marinescu, Mugur Mihescu, Eugen Chiracu. Poate mâine vorbim despre OMS, Eugen, pentru că sunt multe lucruri de spus acolo. Mulțumim, domnule doctor Mustale, mulțumesc prietenilor care au început să urmăresc Mădălin Ionescu Show, rămâneți cu Metropola TV. Așa cum m-ați văzut, m-ați putut urmări și pe pagina mea de Facebook, Mădălin Augustin Ionescu, ceea ce se va întâmpla și mâine seară. Numai bine, o noapte liniștită vă doresc!